S-a primit hăzlâm, fiindcă din agresiunile cei care vreau să mă pedepsească, până la urmă am ajuns cel mai bun copil și cel mai mângâit. Unde s-a întâmplat fericitul eveniment ca să faceți cunoștință, de a vă cunoaște? Și cum v-a cucerit domnul Nicolae? Am cunoscut eu așa în toată... În toată splendoarea faimei pe care o cucerise pe atunci, eram clasa 10-a când a devenit campion olimpic și evident că despre el se vorbea foarte mult. În 88, da. Da, deci așa l-am cunoscut eu, pe podium olimpic, cu o medalie în gât, ca un erou. Și l-am cunoscut într-un an, deci așa am făcut cunoștință personală, exact într-un an când eram studentă la Facultatea de Limbi Străine de la universitate. Venise la Căușeni și mi-a propus să mă ducă cu mașina, că conducea atunci o mașină așa splendidă, un Volvo verde așa de smarald și era foarte frumos și tentant. Și iată așa am fost adus atunci la Chișinău și uite că așa a început o relație. Dar dacă e să spun prin ce mi-a cucerit, cred că era așa un cavaler foarte serios și știa să facă curte foarte frumos, galant, era imposibil să reziste. Știu că foarte des plecați în turnei, vizite în diferite țări. Recent ați fost în Beijing, în China. Ce impresie v-a lăsat această țară? Ați vizitat arenele olimpice? În primul rând, masштабul chinez, viziunea lor și intenția lor de a organiza Jocurile Olimpice la nivel foarte înalt. Arena sportivă de apă este ceva cel mai modern ce există astăzi, ce poate să fie. Anul acesta Moldova va fi reprezentată de 30-35 de sportivi la Jocurile Olimpice. Dumneavoastră, în calitate de președinte al Comitetului Național Olimpic, ce viziuni, cum credeți, care sunt șansele? Speranțele sunt, că de obicei sunt mari, fiindcă Moldova deja, ca stat independent, am evoluat la 3 ediții a Jocurilor Olimpice de vară și tot timpul am avut rezultate destul de frumoase. Și e clar că și acum vrem să obținem rezultate frumoase și sportivii și federațiile, toți care, cred că și amatorii sunt, tot așteaptă acest eveniment. Care este emisiunea care o vizionați cel mai des la NIT? Ce vă place? În primul rând, vizionăm știrile tot timpul. Știrile. Vă promitem că de azi înainte să vizionăm și emisiunea. Deci după sâmbătă o să o vizionați numai decât. Da, stăbim, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat nouă și pentru găzduirea noastră foarte plăcută. Sunteți o familie nemaipomenită, frumoasă. Vă doresc în continuare să rămâneți tot așa, alături unul de celălalt. Multă sănătate, baftă și cele mai frumoase vise pe care le aveți să se îndeplinească. Vă mulțumim și noi vă felicităm cu 8 martie. Vă mulțumesc mult! Multă sănătate și zâmbete!